șocul că am ascuns. Las vreo 5 minute să-i încălzească și merem încolo, că băieții deja mă așteaptă de vreo 10 minute. Ciao. Bă, nu mă porni Yamaha. Hai mă. Bujia de strânsă? Da, hai Ligu. Să ne-a 3-4 bilete și să rea pa. Oh. Am o pornaș înapoi, cum o porni? Aha, e bun. Da. Tot ulei acolo. Bă, nu știu, a venit bunicul meu, i-am băgat benzină. Da. Bă, nu prea merge cu casca, dar... Auzi, uite aici. Ciao. Portocaliu? Ciao. Da. Dar nu le-am pornit de 2 luni jumate. Nici nu s-au încălzut până aici, mă. 20 de grade? Bine a venit cu el. Din ce am eu? Asta 2014. Tu Yamaha trebuia să ți rezervă pentru asta, nu invers. Camera la loc. Asta, dacă ne merez gaura. Mi-ar trebui ceva oglindă aici pe bord. Sper să vadă ok cu mountul ăsta. Încă un avantaj e că o să văd când e pornită și când nu. Și nu o să mai am probleme cu blocatul, că s-a mai întâmplat să mi se blocheze camera și nu știam. Gata! Prima ieșire cu KTM-ul. Sper să n-am surprize. N-aș fi vrut să ies astăzi cu el, mai ales că băieții vor să mergem și la urcări. Și de asta am ales prima oară să vin cu Yamaha. Să nu îl bag la greu din prima. Să văd prima oară ce și cum, dacă e în regulă. Acum, da, aveți ce se face. Ne adaptăm. Sper că e reglată bine camera. Mai sus nu o pot, doar mai jos. Capul meu, ce noroi aici. Avem și un junior cu noi astăzi. Denis cu un
Suzuki RM85, care e racheta. Eu cred că ar trebui să o las un pic în spate, că nu știu dacă o să pot să o iau de aici din loc, sau cred că mere. Și lasă al expresiune. Au înghețat azi noapte și e destul de moale. Mai ales acum e soare, se dezgheață. Dezastru să fie mai încolo. Asta e doar începutul. Să văd dacă mai iau eu de aici. Puțin până să mai dezgheață un pic. Nu mai știu pe unde era poteca aia. Cred că pe aici. Cred, nu sigur. Da, pe dincolo. Cred că și eu o să trebuiască să mai las un pic de presiune de pe spate. Am undeva la 0.7, 0.8. O să mai las până la 0.5. Că merge destul de greu așa. Pare că n-am venit bine. Dar tot ce sper e să putem ieși la asfalt undeva, dar nu prea se poate. Trebuie să urcăm înapoi. Trebuia pe dincolo. Dincolo trebuia. Trebuie să coborâm pe dincolo. Îl am de 2 luni jumate. Ce 2 luni jumate? Chiar 3. Și asta e prima ieșire pe care o fac cu el. Ăla-i. Bine, bă. Mere Honda numai din cuplu. Asta e încălzirea. Îi duc eu la urcarele alea mari. După aia. Bă, cam n-aș fi dat.
Opa! N-am luat demarat. Pe unde te-ai băgat? KTM-ul vrea numai pe lângă cărare, a? Nu vrea pe ea. Pune o mărs. Japonezele, a? Opa! Dă-i direct în sus. Nașpa că e frunze mare aici. La altfel o lua. Te descurci pe aici? Bun. Să văd dacă e accesibil pe undeva. Ah, dar nu e chiar așa rău. Pe cum pare. Undeva în stânga ar trebui să dăm de poteca care o să ne scoată la drum. Și de acolo o luăm direct la urcări. Bine, bă. Trebuie să dăm de potecă în stânga. Asta o fi. A, uite-o ai, dincolo. În sfârșit. Deja începe să fie și zăpadă. Băga mea și piciorul. Ce nu-mi place. Ne oprim prima oară aici în curbă la potecă și pe urmă o să mergem la urcări mai în capăt. Nu știu ce șanse o să avem pe noroiul ăsta la urcările alea, dar încercăm măcar. Restul? Unde-s? Vin? Hai de acolo, fă-le loc! Pic mai tare, că-i noroi! Ne oprim la potecă. La restaurant? Nu, la potecă. Asta a decis în curbă. Da, da, da. Hai.
de capul meu, ce noroi. Și mult mai lejer. Cu ăsta puteam să iau direct în sus pe aici. Cu Yamaha nici vorbă. Opa! Fuh! Alunec pe șaua, să-mi bag piciorul. Ai văzut mine asta, paripa din spate. Fă să-mi bag piciorul în ea, mă. Bine. Dacă nu muream, uite, ori treceam pe lângă tine. Dar meream și eu, numai n-am putut să mă redresez în față, că e... Stai să încerc să iau eu de aici. Hai pe tărtule. Ține un pic de el. Tare roata, așa-i? Ha? Cam tare ți-o asta, da? N-ai tu blis? Nu, camera. Eu tu camera am de memoale. Numai că o las înapoi. Lasă cu spatele încolo. Numai așa. Uite, ar fi trebuia să-l las cu spatele. Ai văzut cum stăteam pe șaua? Ce pe șaua? Că eram pe aripa din spate. Poți să o iei de acolo? La bat piciorul, mai las un pic de presiune și eu. Am venit la urcări și tot a trebuit. Nu mai încerci, în sus. Facem 45 aici. Mai urcă cineva? Felix? Nu-i de oare. Un tublis mi-ar cam trebui și mie. Camera-i cam nașpa. Și o husă, bineînțeles. Thank you.
Bă, ce-mi place injecția. Deci așa liniară e. 3.50? Nu, 2.50. 2.50? Da. Fain. Cum de treci pe portocaliu? L-am prins la ofertă și în stare bună. Ce an? 2014. Hai să vedem ce face Alex. Dar cred că de aici nu mai ia din loc, așa-i? Ei, destul de nașpa acolo. Merge! Nu cred că ai șanse de acolo, mai ales că e copacul ăsta. Ăla nu le iau de acolo, face parte din traseu. Numai n-am ajuns până la el. Aha. Ce? E următorul la dreapta. Ai drum, da. Dar acum e drum din drumul de... Da, da. Și mere până la drumul ăla de sus. Da, da, da. Da. Acolo am coborât noi acum. Acum n-ați închis? Nu. Am pornit din sat, din parcare. Un kilometru. Maxim. Da. Da.